Stai, Lidia Curba. Că nu te-am învățat la școală să stai pe banda ta. Bună și bun venit la un nou video. Știu că am lipsit cam mult de aici cu vlogurile, dar vă întâmpin acum cu o nouă schimbare și vă salut de pe meleaguri, de pe alte meleaguri, nu așa cum v-am obișnuit. Vă salut din Norvegia. Acum mergem, am descărcat la Bergen, la Coop. Și mergem la o pescărie să încărcăm somon românește, că suntem români, să încărcăm somon proaspăt pentru Danemarca. Așa că o să filmez puțin traseul, să vedeți cât de frumos este. Așa, o să filmez să vă arăt, să vă arăt peisajele, să vedeți cam pe unde trecem și după ce o să ne acomodăm puțin cu noul mod de lucru, cu noile trasee, poate o să facem și trag vloguri în adevăratul sens al cuvântului. Este abia prima săptămână de lucru aici, la noua firmă și ca la orice început, ți-a puțin până te obișnuiești. Ce drăguț! Pare cum ne-am trecut de dimineață. Se aseamănă? Da, wow, ce-mi plac casele astea. Unde are cimitirul? Podul ăsta peste apă e fain. Pare că ți-am trecut de dimineață. L-am trecut pe seapă. Da, dar vezi că n-am putut să filmăm dimineață cascada aia faină. Era întuneric.
poate trecem altă dată. Aia lungă. Da, cum e? Că o lungă câtă zi de post? Dar să nu mai trecem iarba. Păi da, au zis oricum că închide tronsonul ăla, deci s-ar putea să-l mai vedem la primăvară. Da, o să vă las, imediat o să vă las câteva imagini cum a fost azi noapte, pe unde am trecut. Ninja și spulbera și zici că eram în iernile din 90 ceva din România, când se făceau nămeții de 2 metri și o experiență. O experiență în adevăratul sens al cuvântului. Cu lanțuri și cu mers pe gheață, că a fost zăpada apoasă și unde călcai se făcea gheață. Da. Somonul, dragă, stai puțin, că noi avem stop. Control. 250 de metri, avem stop. Ai control. Da? Da. Trebuie să intrăm. Haideți că am scăpat și de control. Numai control n-a fost, că ne-au dat drumul. Au avut două camioane, o dubiță, un camion l-au trimis. Cu șoferul de la dubiță au făcut poză, nu știu care a fost faza. Și când să ne bage și până la control, a zis dați drumul mai departe, așa că da, am scăpat. Și am luat-o pe aici pe naționalul ăsta, care se numește 49. Să ajungem la pescăria noastră. Și e cam îngustuț. E cam îngustuț, eu ud pe jos, noi suntem cu remorca goală și trebuie să avem grijă. Da, cum vă spuneam, sper să vă placă peisajele. Nu toată lumea, nu tuturor le plac casele astea din Norvegia, nu ne plac foarte mult. Mai ales alea roșii, sunt superbe, sau uite astea albe. Albe cu acoperiș gri. Tare faine. Wow! Și aia albă, dar și aia corai e faină. Mamă, colțul ăla e bușit. L-ai văzut? Trebuia, babe. Ce vrei? Trebuia... Nu, îi dau eu mai bine, las-o. Nu, că filmează. Astea scurbele de care zicea colegul ăla. Faza e că... Zici că suntem pe... Nu, Bratoacea sunt un pic mai strâmte. Unde? Pe Valea Oltului? Ce știu. La pădurea, la Bogata, mă. Știi? Seamănă, dar nu răsare. Acolo e, are o curvă așa. Seamănă, dar nu răsare, nu? Da. Ești la mulți km distanță. Da. Wow! Cum se vede jos. Wow, 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 wow. Uite cascada, n-ai prins. Uh-huh. Uite, n-ai văzut cascada. Aha. Eu mă uitam cum să-i fac frână de motor, ca să nu mi-o ia la vale. Dar ce, mai trebuie și de asta? A, nu, îi dăm pe liber, direct pe fundul lacului ne așezăm. Păi da. Folosește frână, ai frână, de-aia a făcut frână. De-aia a făcut frână. Și când se încing frânele, ce mai facem? Păi da, ce, să mai încing și alea? A, nu, Doamne ferește! Când s-a încercat, te dai jos de lângă, din el și îi pălângă el. Iar un lanțurile la roți. Da? Da, vezi că deja am fost atacată, că cine pune lanțurile? Cine le pune? Vine asistența și ne pune lanțurile. Noi nu punem, noi suntem doar șoferi.
ce casă faină, mamă, ce faină asta. Wow. E faină și e îngrijită. Tâmplăria e îngrijită pe exterior. Nu-i lăsată de izbeliște, că se vede culoarea cum e. Fiind albă, se vede că e îngrijită. Ce am noi de în jos, încolo, că-s drumurile strimte, că sunt aiurea, că da, aici... Stai că ăsta e bun. N-am apucat să filmăm pe acolo, pe unde am fost, pe la Rorvik. Pe toate drumeacurile, drumulețele, drumicioare. Și îți dai seama că în nord o să fie și mai îngust. Dar ai văzut pe Suedia, sunt mai înguste decât în Norvegia. Dau pescăriile ei băgate. Ca să vedeți, oameni buni, de unde mâncați voi pește. Unde mergem pentru pește? Bine, acum e cazul nostru, dar toți șoferii care încarcă pește și îl duc la destinația finală. Ca să vedeți de unde vine somonul. Somonul, macrou, că și macrou tot de pe aici vine. Ce se mai cară de pe aici? Se încarcă de aici. Ah, și rechin se încarcă de aici. Pui de rechin. Pește spadă, bacalao? Da. Parcă se încarcă și bacalao pe aici. Da, da. Peisajele sunt faine, rău, dar drumurile și drumurile sunt bune, dar sunt cam înguste pentru camioane. Și mai ales când începe zăpada și o ninge. Și nu se mai vedea în dreapta, stânga, unde e marginea drumului. Să vezi atunci distracție. Distracție și voie bună. Un câm. Un tunel. Nu un câm. Da. Uite oițele lângă lac. Fac băițul. Lângă lac. Știu, oare să înnoate oițele? Știu. Știu? Nu știu. Nu știi tu dacă știu oițele să înnoate. Păi nu știu dacă să mă bucur că e vremea așa plângăcioasă sau să-mi pară rău. Dacă n-ar fi plângăcioasă, ar însemna că ori ar dau în zăpadă. Ori ar fi vreme bună și asfalt uscat. Deci poate să fie și de bine și de rău. Vedem noi pe... Wow! Ce frumos! Da! Iu. De ce am impresia că intrăm pe un drum un pic mai strâmt? Nu, e tot așa. E egal cu ăla pe care am venit? Da. Hai să vedem. Ce ne rezervă viitorul? Că noi mergem numai printre lacuri și priașe și... 15.000 de tuneluri. Eu nu văd buggy. Buggy e sus. Mamă, cum curge apa pe pietre de la ploaia asta. Se formează mini cascade peste tot. Așa e. Și râul ăsta ce învolburat e. Da, și ai văzut cum se sparge de pietre? Da. E mișto rău și ăsta. Ce face nenea ăsta? A ieșit la plimbare? Schenker.
Iată ce camionaș. O glumă de camionaș. Dar sunt faine și căsuțele astea mai vechi. Au un... cum se numește? Au un farmec al lor. Un farmec al aparte. Ulala. N-avem voie să fredonăm melodii care ne pot interfera cu drepturile de autor. N-avem voie. O să învăț o melodie pe care să o fredonez și să n-aibă, să n-am probleme cu drepturile de autor. Ce face? E temperatura? Da. Cum e? E cald. E cald? Da. Se putea mai rece? Da. Cum a fost azi noapte? Aude pescării aici. Cum a fost azi noapte, mister? Rece. Rece? La la. Bine că ne-au trimis pe timp de zi aici. Du-te mai încolo. Că dacă o să ne trimită vreodată noaptea, să știm cu ce avem de face, de a face. Că spre exemplu, uite aici, dacă e nins, trebuie să te oprești spui lanțurile jos. Dacă e nins, zdravă-n. Sau dacă e gheață mare, că nu cred. Crezi că curăță cineva în toi iernii pe aici? Că bănuiesc că la pescăria asta se încarcă și în iarna, adică nu e o cursă pe care o are doar acum. Nu, nu se curăță, dacă se încarcă tot timpul aici, atunci se curăță. Uai, ce frumos e, uite, uite-le cât de frumoase sunt și cum iese abur din căsuța asta, fumul, pardon, nu abur, că nu e abur. Uite, ce frumos! Hai, Marița, hai la deal! Ai, da cu mama! Drum înclinat. Mă bâlbâi. În mod normal, o persoană obișnuită care nu are cunoștințe în așa ceva, despre așa ceva. Uai, ai văzut-o? Mamă, ce mișto! Nu știu dacă s-a apucat să prindă pe cameră. Vai, ce superb era. O persoană fără cunoștințe de genul s-ar gândi că peștele vine din zone mari industriale, că portul trage într-un portul. Barca trage într-un port mare, se dă peștele jos, de acolo se duce și se procesează poate în altă parte, dar tot așa în spații uriașe. Nici de cum în chichinețe din astea. În fundul pământului. Dar nu poți fi ghicitoare să știu dacă vine ceva după curbă? Nu prea se poate.
Mamă, ce m-aș fi oprit acolo, la stația aia de autobuz pentru cascada aia. Dacă nu eram cu grabă... Direct camera de fotografiat aș fi scos-o acolo. N-aș fi stat cu telefon sau alte... Tanti, dar nu stă bine frâna de motor? Ia zi. Hmm? Ce frână se pierde pe aici? Dar știi că n-am pe nimeni în spate? De când am ieșit din localitatea aia, deci nu, nimeni. Băi, s-ar putea că am vorbit prostii. S-ar putea că vine unul, nu știu sigur, să mă uit odată. Dacă e lungimea dintre curbe destul de lungă, destul de mare. Mi s-a părut că vine cineva. Dar ca să-ți dai seama cât e de pustiu. Uite-mă că s-au dărâmat copaci și la ei. Da. Sunt pini ăștia, că nu-s brazi. Nu, nici pini nu sunt. Ceva, ceva ce seamănă... Ceva ce seamănă din familia coniferelor. Mai avem mult până departe. Ocupat atât. Dar tu crezi că faci treabă dacă mai ai încă pe atât? Eu m-am angajat la jumătate de normă, dar cu banii de normă întreagă. Și să nu conduc noaptea. Și să nu conduc pe zăpadă. Și dacă se poate să mai conduc... Ai greșit firma, draga mea. Și dacă se poate să mai conduci pe cardul meu. Ai văzut cum a zis ăsta? Cine? Copilul minune, când a băgat ăla bani. Dar pe mașinile mici, majoritatea au puse bulbar cu lumini, tată, nu se joacă cu... Mamă, ce fain îți găsesc. Uite, altă pescărie cu... Nu avem o parcare să ne băgăm și noi 2 minute? Că eu deja pierd distracția. Ești? Vrăbiuț? Iar urcă la cucuiat în deal. Da, gândește că urcă la cucuiat în deal și trebuie să coborâm de la cucuiat în deal. Adică nu există să rămân. Nu, să coborâm la pescărie. Că pescăria nu e în vârful muntelui. Pescăria trebuie să fie lângă malul apei, nu? Pe malul apei, nu, că lângă. Păi ce îmi place foarte mult, îmi plac pădurile astea care sunt acoperite, solul e acoperit cu mușchi. E un verde permanent. Da. Tanti, tu... Înțeleg că eco, dar... Ne moare motorul la pantă. Eco. Nu mai vrea să schimbe. Ajungea sub 1000 și ea nu mai schimba. Eco. Da, e eco. Și când îi zic să-mi fac o frână de motor, zice că nu știe. Mamă, altă pescărie acolo. Două pescărie aici, una lângă altă. Uită-te, dragă, uită-te că eu nu pot să văd în partea aia acum. Eu mă uit în față, uite ceața asta cum e superbă peste pădure.
Mamă, deci iubesc ceața asta, aburul ăsta care iese din pământ. De fapt, nu știu dacă e abur sau ceața asta. S-ar putea într-adevăr să fie ceață. A, din asta? Mmm, asta e bun. Nu știu exact ce aromă are, dar e foarte bun. Am văzut că în cutiuța aia e ceva diferit. Are o nuanță diferită, deci o să fie o aromă diferită. Asta e mult mai bun decât rahatul clasic care le-ai de la turci, ca desert. Problema e că mi se pare că e mai mâncăcios. Nu e atât de dulce și are alunele astea. Alune e pistacio. Fiștic, adică. Yummy. Stai, Lidia Curba. Că nu te-am învățat la școală să stai pe banda ta. Așa e dacă te mâncă în... să mănânci rahat de la turci. Mă dau seama că pe zăpadă și pe gheață nu o să fac în halul ăsta. Că dacă fac cea mai mică mișcare greșită, ne dăm curaci în sus. Și nu e o exagerare sau o formă de a spune. Op. Înțeleg hop în vale. Dar de ce pui hop și pe sensul meu? Să-mi tot avântul. Dacă aveam 20 de tone în spate, mai plecam la... A, nu știu, la mulți ani. E suficient asta. Aș bea un pic de apă. Îți dai seama, n-am mâncat nimic azi. Și am băgat bucățica asta dulce în stomac. E... Fac ce aveam nevoie, da? Mă rog. Partea a doua. Wow, babe! E pârâu de piatră. Deci albie e de piatră. Și se vedea super mișto apa cum curge. Dar era învolburată și nervoasă apa. Știi că am văzut persoane purtând ochelari de soare aici? Și eu de când am venit la muncă am purtat doar în Danemarca ochelarii? O oră? Deci pe aici nu i-am mai purtat. Nu-i mai scoate toate bulele! Babe! Nu-i mai scoate bulele! Deci vreau. Că vreau cu bule! Caut cu bule! De cât alacu! Gata, știu. Wow, și cum se reflectă toate alea. Ne luăm rulotă și venim în vacanță aici în fiecare vară. Dar nu prea am văzut unde se poate campa pe aici, în zonele astea. Tu ai văzut locuri de campare? Că ar fi fain. Dar nu sunt locuri de campare. Ce ciudat să vezi noaptea iarnă și dimineața o toamnă așa, târzie. O toamnă cum trebuie să fie. Acum, uite cum merge.
Acum 4-5 ore salutai pietrele alea din vârf de acolo. Am salvat locația. Alea de pe marginea lacului. Și ne intra zăpada și în, în fiecare găurică pe care o găseam. Mamă, cum o viscolea acolo. Și ăsta e abia începutul? Eu vreau să vină sfârșitul. Tu vrei să vină sfârșitul? Aoleo, păi mai avem mămăligă și pâine de mâncat până la primăvară. Păi nu pot să mănânc acum toată? Na. Știi cum e? Te-ai înhămat, trebuie să joci? Da, mie nu-mi place să joc. Nu-ți place? 23 de kilometri până la pescărie. Sperăm că ne ajunge și memoria de pe card ca să filmăm până acolo. Și bateria, că nici nu m-am uitat cât baterie mai e pe cameră. E interesant drumul ăsta. Acum nu o să fie la fel de interesant cu zăpadă. Ia uite ce e în față. No. Numai, ia uite ce e în față, negru. No, no, no. Aproape ca pe fundul tuciului. E. Și acum ai dat de Dar asta nu e drum de camion. Ei, nu. Nu. No. A găsit ăștia fabrica. Băi, zici că ești în Irlanda aici. Ăsta are prioritate teoretic. Teoretic. Teoretic, el a avut un săpage, săracul. Mam. Uite casele astea ce faine sunt acolo. Da, inițial că mă uit dinainte să văd dacă mai urcă cineva. Urcăm tot pe aici? Nu, hai să nu. A, deci nu mai urcăm panta asta. Cred că... Păi, tu îți dai seama cu 20 de tone să urci panta asta și să vină un nebun cu ca mine și să te oprească? Și de fapt nici nu încapi. Două camioane nu încapi pe aici. Și n-ai un să dai cu spatele, că n-am văzut alveolă până acum. A fost aia mică, acolo. Da, uite, mai e una, ce e? Pentru mașini mici. O să bagi și camionul. Oare? Uite, aici e loc. Și am ajuns la pescărie. Adică ultima parte nu am mai putut să o filmez pentru că mi s-a blocat camera. S-a încins prea tare și nu am mai filmat. Dar vă arăt, uite acolo. Acolo se cresc peștii. Bine, și mai aduc și în alte părți. Dar și aici au 1, 2, 3, 4, 5, 6, ceva de genul. 6 piscine pentru peștișori.